Astăzi am fost în Parlamentul României, unde am discutat în cadrul comisiilor de specialitate despre bugetul Ministerului Justiției. Este un buget care asigură funcționarea pe 2021 a activităților. Este un buget care asigură plata salariilor. Era foarte important să nu fie afectate salariile din această zonă. De asemenea, trebuie să continue concursurile pe care le-am asumat prin programul de guvernare, în sistemul de probațiune, pe de o parte, pe de altă parte, în sistemul penitenciar. Sunt chestiuni asumate și asupra cărora ne respectăm cuvântul. De asemenea, investițiile, părțile de cofinanțare în mai multe proiecte care vizează sedii al instanțelor, de asemenea, care vizează sistemul penitenciar. Sumele acestea pentru cofinanțare au fost asigurate. Pentru ceea ce nu s-a putut acum asigura, avem toată susținerea din partea premierului și a ministrului finanțelor că la rectificare vor fi găsite soluții și am toată încrederea că așa se va întâmpla.